Ce s-a întâmplat astăzi la tribunal? A avut loc prelungirea măsurii arestării preventive, în ceea ce privește pe Loreda, pentru o perioadă de încă 30 de zile, raportat la faptul că trebuie să fie efectuate și alte probe, să fie administrate și alte probe în cauză. Și mă refer aici la faptul că trebuie să se verifice dacă i-a fost folosit cardul victimei, iar pe de altă parte dacă i-a fost folosit telefonul. Bun, care este starea de spirit a Loredanei? Cum se simte? Ce-a mai declarat? Inclusiv în sala de judecată a spus că regretă enorm și că și-ar dori să dea timpul înapoi, astfel încât această tragedie să nu fie avut loc, însă este imposibil să mai întâmple acest lucru.